Anul nou este privit ca un proaspăt început de drum și o nouă etapă a viitorului. Din aceste motive, mulți români care sunt din fire mai superstițioși respectă câteva tradiții la trecerea dintre ani. Fie că își pun bani în buzunare sau poartă lenjerie de culoare roșie, fie consumă pește sau boabe de struguri, toți își doresc belșug și noroc în 2019. Toți vrem ca noul an să fie mai bun, iar pentru asta unii țin cont de mai multe superstiții. Se spune că pe 31 decembrie nu se face curat în casă, singurul lucru pe care îl poți face și nu ar avea consecințe nefaste fiind spălatul vaselor. În plus, la miezul nopții, ușile ar trebui să fie larg deschise pentru a lăsa anul vechi să iasă. Se mai spune că spiritele rele se tem de zgomot și de lumina puternică, de aici și obiceiul de a organiza jocuri de artificii. Chiar dacă nu toate tradițiile sunt autohtone, oamenii le respectă și își pun bani în buzunare, primesc colindători, poartă ținute de culoare roșie sau întind mese îmbelșugate. Cei care își doresc bani mai mulți mănâncă, de exemplu, multe boabe de struguri în noaptea de anul nou. De asemenea, la numărătoarea inversă, fiecare trebuie să aibă bani în buzunare. O altă superstiție este ca noaptea de revelion să mâncăm pește, pentru a putea trece prin tot anul precum peștele prin apă, dar trebuie să avem și câțiva solzi. Aceștia simbolizând noroc în tot ceea ce facem. Se mănâncă foarte mult pește. Foarte mult pește, deoarece se mănâncă carne de porc și după carne de porc necesită corpul omului să mănânce foarte mult pește, pentru că e o mâncare foarte ușoară și ai nevoie de acest aliment. Cumpără mergedienii pește? Da, cumpără. Ce preferă? Carasul. Cel mai tare e carasul. Crapul, toate produsele sunt preferate în raport cu clienții. Fiecare preferă câte ceva. Nu toți preferă același produs. Știm că sunt și anumite superstiții despre pește în noaptea dintre ani. Da. Se spune că de Revelion să-ți cumperi un crap, deci numai să-ți cumperi un crap, nu să iei solzi de la altcineva și să păstrezi solzii, să ți-i pui în portofel. Deci în seara de Revelion să ți pui un portofel sau sub preș la ușă, că vei avea noroc tot anul. Pe 1 ianuarie nu trebuie să arunci nimic din casă, nici măcar gunoiul. Dimpotrivă, este de dorit să primești un cadou, oricât de mic ar fi acesta. Tot pe 1 ianuarie asigură-te că faci ceva oricât de puțin care are legătură cu serviciul. În felul acesta o să ai spor la muncă și succese tot anul. Dar atenție mare, nu exagera, pentru că efortul o să fie exact opus. Se mai spune că prima persoană care ne trece pragul casei în prima zi din 2018 ne va influența tot anul. Dacă prima persoană care ne intră în casă în noul an este un bărbat, vom avea noroc, iar dacă intră o femeie, este cu ghinion. Nu plânge pe 1 ianuarie și evită să spargi ceva, iar la miezul nopții puneți o dorință, deoarece sunt mari șanse ca aceasta să se îndeplinească. Oamenii mai spun că este bine să punem atât la uși cât și la icoanele din casă vâsc, deoarece acesta simbolizează belșug în noul an. Și dacă românii sunt superstițioși, ei bine, nici restul popoarelor nu sunt altfel. De exemplu, în Italia, noul an este întâmpinat printr-un obicei special care constă în aruncarea pe fereastră a obiectelor vechi, simboluri ale anului care a trecut, iar în Statele Unite pe 1 ianuarie se mănâncă neapărat mazăre, pentru că aduce noroc atât în viața personală cât și în cea profesională. Austriecii la miezul nopții țin în mână un purceluș în perioada dintre Crăciun și Revelion, în toată țara găsindu-se de cumpărat astfel de jucării considerate adevărate talismane.